Naționala Moldovei de fotbal a început cu dreptul campania de calificare pentru grupa C din cadrul Ligii Națiunilor. Ai noștri au reușit să învingă Liechtensteinul cu scorul de 2-0. Debutul acestora însă a fost destul de anevoios, deoarece atât Andorra cât și Liechtenstein nu dispun de un aeroport pe propriul teritoriu, iar ai noștri au trebuit ore în șir să petreacă în autocar pentru a ajunge la destinație. Am pregătit un amplu material despre sejurul tricolorilor noștri atât în Andorra cât și Liechtenstein. Tricolorii au plecat spre Liechtenstein cu două zile înainte de meci. Selecționerul Sergei Kleschenko a luat cu el 24 de jucători. Delegația noastră a decolat de pe aeroportul din Chișinău la bordul unei curse charter luând calea Austriei. După 2 ore și jumătate de zbor, jucătorii au mai parcurs 50 de kilometri cu autocarul până la hotel. Gândurile sunt foarte optimiste la începutul campaniei. Îmi dorim foarte mult să câștigăm grupa, să ocupăm locul întâi. Dispoziția foarte bună. Noi așteptăm un meci frumos de la echipa noastră și sperăm că o să venim acasă cu 6 puncte. A doua zi după sosire, tricolorii au efectuat antrenamentul oficial pe stadionul Rhein Park din Vaduz, unde pe data de 3 iunie urma să se joace meciul cu Liechtenstein. Cu voie bună, cu încredere și normal că așteptăm să facem un rezultat bun și rezultatul bun este doar victoria. Avem doar gânduri pozitive. Toți băieții sunt motivați și așteptăm cu nerăbdare să vină ziua de mâine, să arătăm de ce suntem în stare. Băieții toți sunt gata, pregătiți, motivați de meci. Plecăm doar după victorie. Vineri 3 iunie, Naționala Moldovei avea să debuteze cu o victorie în Liga Națiunilor din acest an. Tricolorii s-au impus cu 2-0. Primul gol a fost marcat de Ion Nicolaescu în minutul 5 din penalti, dictat pentru un fault asupra lui Mihail Caimacov. Iar a doua reușită i-a aparținut lui Vadim Bolohan în minutele de prelungire. A fost primul gol al lui Bolohan pentru echipa națională. Victor Stână a debutat la Națională, iar Igor Armaș a jucat meciul cu numărul 75 sub tricolor. Jucătorul de 34 de ani, originar din Căușeni, a debutat pentru echipa țării pe 28 mai 2008, în amicalul cu Armenia 2-2 de la Tiraspol. Armaș a marcat 6 goluri pentru Națională în poarta Ciprului, Munda Negrului, Arabiei Saudite, Andorrei de 2 ori și Kazahstanului. ...75 de meciuri, într-adevăr, e o cifră destul de frumoasă pentru mine. Eu, să vă spun sincer, țin minte fiecare meci echipei naționale, începând cu Armenia, jocul meu de debut, 2-2 cu Igor Dobrovolski pe bancă, și terminând cu acest meci câștigat cu 2-0. Eu sunt bucuros și mândru că reprezint această țară micuță, dar dragă nouă. A doua zi după victoria cu Liechtenstein, tricolorii au plecat spre Andorra. După 2 ore cu avionul și alte 3 ore cu autocarul, jucătorii au fost cazați la un hotel din localitatea Escades. Seara înainte de meci, băieții și stafful tehnic l-au felicitat cu ziua de naștere pe Sergiu Plătică. Я тебе пожелаю здоровья, Сережа. Пожелаю тебе еще многих лет в футболе. И оставаться таким, как ты есть. Честным, чистым, светлым человеком. Подарки потом вам. Moldova și Andorra s-au întâlnit până acum de 6 ori. Moldova a câștigat 4 meciuri, Andorra 1, iar o altă partidă s-a încheiat cu egalitate. Golaverajul era favorabil tricolorilor, 8-3. Partida de pe 6 iunie s-a jucat pe terenul sintetic al Stadionului Național din Andorra. Biletul de intrare a costat 10 euro. Jocul cu Andorra a fost al 265-lea pentru Naționala Moldovei. Din păcate, nu am reușit să obținem victoria jubiliară cu numărul 50, care se amână pentru partida de acasă cu Letonia. Andorra a distrus orice tentativă de a juca fotbal din partea tricolorilor, iar cireașa de pe tort a fost eliminarea lui Stână încă din prima repriză. Ne mulțumim cu un egal și așteptăm celelalte 2 meciuri de pe teren propriu, care urmează pe data de 10 și 14 iunie.
pozitiv care a venit de la, din deplasare. Bună seara, nu chiar cea mai bună. De ce? Pentru că n-am reușit să câștig. Dar totuși urmează un meci destul de important. Sperăm la o victorie? Păi da, sperăm și încă o dată vrem să demonstrăm că a fost un accident și vrem să fim după meciul cu Letonia pe primul loc. În mare parte în această grupă totul va decide meciul cu Letonia. Dacă îi batem pe ei, ne asigurăm primul loc în grupă. Așa că trebuie să dăm totul pe teren pentru echipă, pentru țară, să învingem. Doar asta e obiectivul principal acum. Sperăm că meciurile de acasă vor fi mai bune și vom demonstra că putem acumula și mai multe puncte. Va fi un meci cu Letonia destul de important. Băieții, sunt gata să câștige? У нас есть еще несколько дней для подготовки, поэтому нам надо довосстановиться после перелета, после двух игр. И я думаю, что к игре будем в оптимальной форме. Chemăm toți suporterii naționale și toți fanii care ne susțin. Vă rugăm să găsiți 2 ore libere și să veniți la stadion împreună cu noi să facem o atmosferă bună. Acesta este fotbalul, oameni dragi, de aceea și este atât de iubit de oameni la nivel global. Pe data de 10 vă așteptăm pe stadionul Zimbru pentru a susține echipa națională într-un meci destul de important cu Letonia. Hai tricolorilor și așteptăm doar rezultate frumoase de la aceștia. Pe curând!